Avem credință. Amin. Like Joshua, așa cum era și Iosua, when he met the Jordan River, când a ajuns la râul Iordan, the Jordan River didn't open until they put their feet in the river. Râul nu s-a despicat să treacă ei prin râu decât atunci când au pus tapa piciorului în apă. So I'm putting my feet in the water. Am pus deja piciorul în apă. And believe God to give us this property. Și cred că Dumnezeu ne va da această proprietate. So I can bring this woman there to collect the fruit. Așa încât să punem pe sora aceasta să culeagă roade de acolo și fructe. And Brother Tutsak, if we have time after the conference, we could go there and pray together. Și dacă avem vreme după ce terminăm aici cu frate Tutsak să mergem să ne rugăm. Facem colecta, că întotdeauna... Da, amin! Amin! Pastor de ștep! Amin! Amin! Yes, it's just the terrain, it's high. Este un teren pe înălțime. And so you can see for kilometers, many kilometers. Și poți să vezi la distanță de kilometri. It's a place to have an office. Este un loc unde poți să ai un birou. Where you can dream. Poți să visezi. Where you can write. Poți să scrii. Where you can pray. Poți să te rogi. Everybody should have a place like that. Toți ar trebui să avem un astfel de loc. Because life is more than the daily routine. Pentru că viața este mai mult decât alergarea zilnică. It's believing and dreaming. Este a crede și a visa. And going and doing. Și să mergi, să faci. Suntem aici pentru foarte scurt timp. Viața foarte scurt. Facem ceva. Amin. Numai. Nu doar odihnă. Dormim. Facem ceva. Okay. The brothers have given me permission. Frații mi-au îngăduit. To present this. Să prezint ceva. And I want to speak to you about the power of positive speaking. Vreau să vorbesc despre puterea vorbirii pozitive. We are here for a purpose. Suntem aici pentru un scop. You are here for a purpose. Și tu ești aici pentru un scop. Everything that God did, tot ce a făcut Dumnezeu, He did by the power of His words. A făcut prin puterea cuvintelor Lui. God said, Dumnezeu a spus, be light. Să fie lumină. And it's interesting as we go through the Bible. Este interesant, mergând prin Biblie. The power of words. Puterea cuvintelor. You remember God said, let there be. He said, be light. El a spus să fie lumină. And whatever God said. Și tot ce a zis Dumnezeu. As soon as He said it. De îndată ce a spus. It just was realized the power of the word of God. Aceasta ne arată puterea cuvântului lui Dumnezeu. Whether it's the 400 to 500 billion galaxies. Fie că vorbim despre 4 până la 500 de miliarde de galaxii. And the greater the telescope, the more they find. Cu cât este mai puternic telescopul, cu atât găsesc mai multe galaxii. And each one of these galaxies și fiecare din aceste galaxii have 300 to 500 billion stars. Fiecare are între 300 și 500 de miliarde de stele. And if this be the Milky Way galaxy, și dacă asta este galaxia Calea Laptelui sau Calea Lactee, somewhere around here undeva is our sun. Este soarele nostru undeva. Our sun is a minor star. Soarele este o stea minoră, o stea mică. And that's around that star are planets. Și în jurul stelei acestei stele se văd planete. And our planet, și planeta noastră, is a very small planet. Este o planetă mică. Insignificant. Nesemnificativă. But God created all this. Dar Dumnezeu a creat toate acestea. For that little planet. Pentru această mică planetă. Because only there, pentru că numai acolo, are human beings. Sunt ființe umane. And all this God created. Și tot ce a creat Dumnezeu. By speaking words. Vorbind și spunând prin cuvântul Lui. Be light
or firmament or dry land. Fie că este vorba de cer sau de pământ sau de uscat. And in Genesis 1, 10 times the expression is repeated. De 10 ori în Genesis 1, Dumnezeu a spus. God said. Dumnezeu a spus. We are also told to live by words. De asemenea, ni se spune să trăim prin cuvânt. As bread represents food for the body. Așa cum pâinea reprezintă hrană pentru trup. Words are food for the soul, for the spirit. Cuvintele sunt hrană pentru suflet, pentru spirit. Let's read this together. Hai să citim împreună. Tot așa și cuvântul meu nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va plini planurile mele. Amin. Amin. That's the power of the word of God. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Jesus Christ, Domnul Iisus is God. Este Dumnezeu. He's a good man, but he's not just a good man. Nu este doar un om bun. He is a prophet, but he's not just a prophet. Nu este proroc, dar nu este doar un proroc. He's not an angel, he's not a created being. Nu este înger, nu este o ființă creată. Jesus Christ is God. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Amen. 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 Hello, amen. Amen. Thank you very much. Okay. The only other book besides Genesis that begins with the words in the beginning, el a început. Singura carte din Biblie care mai începe cu cuvintele acestea ca și Geneza, la început. I said la început. Da. Yes. Is the Gospel of John. Este Evanghelia după Ioan. When Jesus walked among us, what kind of power did his words have? Când el, Domnul Iisus, a umblat printre noi, ce putere aveau cuvintele lui? Well, we have the example of the centurion. Avem exemplul acelui sutaș. And he said, heal my servant. Sutașul a spus, vindecă-mi robul. And Jesus said, I'll come, and he says, that's not necessary, just speak the word. Domnul Iisus i-a spus, voi veniți, și sutașul zice, nu, mai bine spune un cuvânt. He understood the power of the words of Jesus Christ. Pentru că sutașul a înțeles puterea cuvintelor Domnului Iisus. God's word has power. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Human beings, you and I, are God's highest order of creation. Ființele umane, voi și eu suntem ordinul cel mai înalt. We are higher than the angels. Noi avem o poziție mai înaltă. Higher than the cherubim, the seraphim. Mai înalt decât cherubim și seraphim. The archangel, the messenger angels, Gabriel, Michael. Decât îngerii care duc mesaje, Mihail și Gabriel. Because only human beings pentru că numai ființele umane are made in the image and likeness of God. Sunt făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. There's something about you este ceva legat de tine that is God-like. Este, și este asemănător. That is unique to human beings. Unic pentru ființele umane. And that uniqueness acea unicitate is an ability that only human beings have. Este o capacitate pe care numai ființele umane o au. That is the power of cognitive or intelligent speech. Aceasta este puterea unei vorbiri cognitive. No other living organism has that. Niciun alt organism nu are. Not even close. Și nici pe aproape. It's a vast gap. Este o mare prăpastie. The pork goes and the chicken go bark, 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 and the duck go rats up, bark, 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 and the vaca goes, thank you, and the horse goes, okay, but not a whale, not a monkey, not a chimpanzee, not a dolphin, none of them have the power of cognitive speech. Nici o balenă, nici un cimpanzeu, nici o maimuță nu au putere de a vorbi. Only human beings have that. Numai oamenii au puterea aceasta de vorbi. No other living organism. Niciun alt organism. And I say, could this be one way și mă întreb, ar putea in which human beings
are created in the image and likeness of God. Prin care oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, în asemănarea lui Dumnezeu. Only human beings have this part of the brain. Pentru că numai oamenii au partea aceasta din creier. That allows us to speak with intelligent speech. Și ne partea aceea ne permite să vorbim cu vorbire înțeleasă. What kind of power do the words of human beings have? Ce fel de putere au cuvintele? What kind of power do your words have? Ce putere au cuvintele tale? Well, the Bible tells us right here. Biblia ne spune chiar aici. That death and life are in the power of your tongue. Moartea și viața your sunt tongue. În puterea limbii tale. Death. Moartea. Or life. Și viața. What an incredible power that every one of us have. I think when I was young, we used to have what we call muscle cars. There was the Oldsmobile 442, or the Pontiac Grand Prix, or the Ford Mustang. Erau mașinile acelea puternice, Ford Mustang, și erau. And they had huge engines. Cu motoare puternice. And power. And we used to race them. When the police weren't around, we had a place where it was straight, and a couple cars would line up, and they'd see which one was the fastest. Puneam mașini, mai multe mașini la rând și vedeam care este mai rapidă. And then, you know how it goes. But the power of that engine, puterea acelui motor, was useless. Era fără niciun fel de rost. Without a transmission. Fără o cutie de transmisie. You have the engine. You have the power. Motorul, ai puterea. Your intelligence. Inteligența. Your understanding of that power. Înțelegerea puterii acelei. Puts that power to use. Este să pui puterea aceea în folosință. And God has given every one of us și Dumnezeu ne-a dat fiecare de noi. I think our precious sister there is probably the smallest one person here. Este probabil cea mai subțirică din clădirea aceasta. And I think the biggest person here. Și cred că persoana cea mai mare de aici. Oh, never mind. Has the same power. Avem aceeași putere. Because God put it within us. Pentru că Dumnezeu a pus-o în noi. Now that power can be used for evil. Puterea aceasta poate să fie folosită spre rău. There was a man born in Austria. He was born in Europe here. A fost un om născut în Austria. But he had an idea. Avea o idee. He had a theory. Avea o teorie. And he understood the power of words. Și a înțeles el puterea cuvintelor. And he began to speak. Speak about his idea. Despre ideea lui. He understood that if he spoke, că dacă vorbește, people would listen. Oamenii vor auzi. And that he understood the power that he had. Și a înțeles puterea pe care you have that power. Și tu ai puterea aceasta. You have that power. Ai puterea aceasta. He understood how to use the power. Cum să-și folosească puterea. And God can teach us how to use the power that God has given us. And he used that power a folosit puterea aceea to change an entire nation, să schimbe o națiune întreagă, of brilliant, very intelligent people, națiune de oameni stăluitori, foarte buni, foarte inteligenți. They can make a Mercedes, BMW, Audi, they can even make a Volkswagen. Poți să fac un Mercedes, Audi sau chiar un Volkswagen. But this one man, dar acest om, understood the power, a înțeles puterea, of words, cuvintelor. Could you be that one person? Ai putea să fii și tu acea persoană. Understanding the power of words. Să înțelegi puterea cuvintelor. That will change the world. Care să schimbe lumea spre bine. When you have an idea, când ai o idee, when you have a thought. Când ai un gând, and you understand what you believe, și când înțelegi ce crezi, and you speak it, și vorbești lucrul acela, power. And this one man
through words, prin cuvinte, omul did incredible evil. A făcut multe lucruri rele. He turned a nation of brilliant, wonderful people into murderers. O națiune de oameni foarte inteligenți într-o națiune de oameni criminali. Nobody knows the suffering that that one man caused to millions of people. Now, he lived here in Germany, but across here in London, there was another man. He was an ordinary young man, era un tânăr obișnuit, but he understood the power of words. Dar înțeles puterea cuvintelor. You have that power. Ai și tu puterea aceasta. You have that power. Ai puterea aceasta. Don't tell me about rușine și frică. Nu spune că nu e rușine și frică. No! No, God has given us the power, not for rușine and frică, but to use the power that God has given us. He was a little rotund. Era un pic cam rotund. And he liked funny hats. Și plăcea hats, like hats. Interesante. And I understand he even liked a good cigar. Și plăcea să și fumeze. And he liked a little suica once in a while. Și plăcea să mai și bea. The mode of English suica. Just because you're pocăit doesn't mean that you understand the power that God has given you. Faptul că ești pocăit nu înseamnă că înțelegi în deplinătate puterea care Dumnezeu ți-a dat. But if anybody needs to understand it, we need to understand that. Dacă trebuie să înțeleagă cineva, noi trebuie să înțelegem. And so he would speak. Deci el vorbea. I don't know that he ever flew a plane. Nu știu dacă a zburat vreodată cu avion. Don't know ever that he drove a tank. Nu știu dacă a condus vreodată un tank. Don't know that he ever shot a gun. Dacă a tras vreodată un pistol. But he understood the power of words. Dar el a înțeles puterea cuvintelor. Brothers and sisters, you have the same power. The same ability to speak. Aceeași abilitate de a vorbi. And when his nation was being bombed. Și când națiunea era bombardată. And destroyed. Și distrusă. He would get on the radio. El mergea la radio. What did he do? Ce a făcut? He spoke. A vorbit. And through his words, prin cuvintele lui, his speaking, prin vorbirea lui, that nation got courage. Națiunea a prins curaj. You can speak to people, poți vorbi oamenilor, and give them courage. Le poți da curaj. You can speak, poți vorbi, and give strength. Și le dai tărie. You can speak, poți vorbi, and give hope. Și poți să le dai nădejde. And through your testimony, prin mărturia ta, you can bring people, poți să aduci oamenii, into faith in Jesus Christ, la credința în Domnul Iisus Hristos, and in that way minister eternal life. Și în felul ăsta you have that power. But do you have a transmission? Ai o transmisie, ai motorul, ai that power. Folosește puterea. Frate Roy, nu sunt predicator. It's not for preachers, it's for everyone. Nu este numai pentru predicatori, este pentru oricine. And this one man, acest singur bărbat, through his power of speech, prin puterea vorbirii lui, gave a whole nation courage. A dat unei întregi națiuni. And he had a friend of warriors, he would say, we'll fight them on the beaches. We'll fight them on the landing grounds. We'll fight them in the fields. We'll fight them in the streets. We'll fight them on the hills. But we will never surrender. We will never surrender. One man with the courage and the understanding to speak. Brothers, sisters, surorilor, you have that power. Ai puterea aceasta. It's like a rock in the midst of the storm. Este ca o stâncă în mijlocul furtunii. Romania has great people who understood the power of words. România a avut oameni care au înțeles puterea cuvântului. At the same time, do you know the name of those two men? Știți numele acestor doi oameni? That I showed before. Pe care vi-am arătat. The first one was? Primul a fost Petrică Dubulescu. Petrică Dubulescu. No, înainte. Înainte. Da, da, da. Da. What was his name? Adolf. Adolf Hitler, primul. Și la doi.